Tudor Gheorghe, unul dintre cei mai apreciați artiști, compozitori, actori din țara noastră, a dezvăluit ce pensie primește de la stat după mulți ani de carieră. Am o pensie bună, asigurată de la stat, cred că vreo 3.000 de lei, liniștiți dacă îmi și măresc acum. Pentru un artist este o pensie bună, a mărturisit Tudor Gheorghe. Marele artist susține că primește o pensie de la stat în jur de 3.000 de lei și acum urmează să fie și mărită. Tudor Gheorghe nu duce lipsa banilor primiți în urma multor ani de carieră și când vine vorba de aceștia, preferă să nu le țină noțiunea. Am mare șansă că nu am noțiunea lor, nu știu nimic despre ele, mi le plătește fiul, ei se ocupă, eu nu am noțiunea banilor, a adăugat artistul. Facturile mari de la gaze le-au îngrozit până și pe unele vedete. Tudor Gheorghe însă susține că acestea sunt plătite de fiul său și el nu se gândește la ele, nu are noțiunea banilor. El însă pare mulțumit cu pensia primită de la stat. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!